El este Constantin Brâncuș, talentatul sculptor român de care ați auzit cu toți. Jano! Băiete, unde ești? Prietenul meu, Amadeo Modigliani, marele pictor. Ce faci? Ai nebunit? Distrug drogului de artei vechi, academice. Distrug! Pleacă, ești liber. O să te privesc de părtănute, să văd cât de mic ești. Du-te! E tu, Marin? Da. Îmbracă-te și fii cu noi. De ce? Ia spune-mi cum a fost tot, varianta ta. Ia uite, mă, șezătoare! Ia mișcați-vă curul de acolo! Gata! Gata, nu mai cădeți că nu vă mai numărăm! O să-i scultăm pe cei pe care îi avem aici! Elaine? Zice aici că ești talentat. Te pricepi și la monumentală. Da. Mai vedem noi. Voi acum puteți să vorbiți așa liber despre Brâncuș? Păi de ce? Ne-au dus și la Târgu Jiu să-i vedem lucrurile. De data asta vreau altceva. Zii, poți să o faci? Sigur că pot să o fac, dar asta e Brâncuș. Nu e o bucată de orice în care faci ceva. Tocmai de asta-l vreau. Pentru că e Brâncuș și altceva. Să știi că a fost o vreme în viața mea. Seamănă cu al lui Constantin? Da, cred că foarte mult. El îți vorbea atunci despre fericire pentru că nu o avea, dar se pregătea să o întâmpine. Viețile ratate nu trebuie să fie lungi. Și a mea a fost cam lungă. Hai, lasă-te, extra asta. Ești mare. Ești cel mai mare falsificator al lui Brâncuș. Ai 50 de lucrări în colecții particulare. 73. Tu ești iubirea mea adevărată, tu. Tu ai fost tot timpul lângă